Duminica în familie înseamnă oameni dragi. Dar trebuie să recunoaștem că tot ni-s dragi, dar unii ni-s și mai dragi. Urmează două persoane care ne-au mucerit, două persoane care au devenit membri ai echipei noastre Rotary Kronstadt, persoane care și lucrează aici în operă. Dorian, mă ajut un pic? Sigur că da. Haideți să vă spun, am stabilit așa că Alina e partea oficială și eu sunt partea neoficială. Și o să vă spun cum ne-am întâlnit cu Mugurel, cu Bogdan și după aceea este și Mihail acolo, dar o să vă zic cum ne-am întâlnit cu ei. Ei știau foarte multe de Rotary, știau că nu este o sectă, știau că este o asociație și se duceau și cântau la foarte multe baluri ale Rotary, care sunt foarte frumoase, să știți. Și vă invităm cu mare drag la următorul pe care îl avem, o să știți. Și i-am cunoscut total întâmplător, cel puțin eu pe ei, pentru că trebuia să mă însor și îmi trebuiau niște muzicanți, așa spuneam eu. Și împreună cu viitoarea mea soție, ne-am întâlnit cu ei și ei ne-au spus că cântă, ne-au spus cam ce cântă, și am spus că ei nu sunt muzicați, sunt artiști lirici. Asta am reținut foarte bine. Deci, atenție, sunt artiști lirici și nu muzicați. Vreau să vă spun că la nunta în cauză, la tăierea tortului, s-a cântat It's My Life, s-au cântat tot felul de lucruri non-conformiste și a fost atât de frumos încât la sfârșitul nunții, când stăteam de vorbă cu ei către dimineață, mi-au spus: Dorian, revenim în Rotary la Kronstadt.